Miriam Bianca Bulgaru a disputat a doua finală consecutivă la complexul Viva, sportiva de 17 ani din Alba Iulia a reușit să câștige de data aceasta după ce s-a impus în fața compatriotei Oana Simion. Asta a fost foarte frumos, că am avut o finală total românească, a fost un meci superb. Miriam a jucat grozav și a câștigat acest turneu în sfârșit. O finală urmată de câștigarea turneului, o performanță deosebită pentru ea. Miriam Bulgaru are tot viitorul în față, de ea depinde în bună măsură dacă va reuși să confirme speranțele pe care le pun specialiștii în ea. Da, sunt convins că va fi, pentru că totuși ea a explodat aici la Galați. Până acum rezultatele ei nu au fost unele extraordinare, nu a fost nimic special, să zicem, pentru juniori din România. Dar acum, la Galați se pare că s-a simțit extraordinar de bine, a dat tot ce se putea și aici a explodat. Și sperăm să fie rampaie de lansare pentru cariera viitoare. La complexul Viva se dispută cel de-al treilea și ultimul turneu destinat fetelor în acest început de vară. Competițiile internaționale vor fi reluate la finalul lunii iulie.